Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea. Și venind în Nazaret, cugeta într-o sine, de minune spăimântându-se, cum cel ce este necuprins într-o cele de sus. Putem spune că Părintele Stareț a venit aici cu vestea cea bună în Dealul Mare. Părintele Stareț, ca iubitor al Maicii Domnului, a fost trimis din Dulcea Bucovină să aducă vestea cea bună în Dealul Mare. Că Maica Domnului va reînnoi locul acesta și îl va resfinți. Și mulțime multă de oameni își vor lua aici mântuirea și tămăduirea din boli. Desigur, și Sfânta Fecioară Maria și Părintele Stareț a ajuns aici, s-a gândit ca și Sfânta Fecioară, ce o să fac eu aici, ce va spune lumea ce am să fac. Dar și a spus în sinea lui ca și Sfânta Fecioară, fie cum o fi, rămân aici. Și atunci când Părintele s-a hotărât să rămână în acest loc dumnezeiesc, putem spune că s-a reîntrupat în termenii pe care înțelegem Mănăstirea Hadimului. Mănăstire până atunci părăsită de oameni. Dar Măicuța Domnului ne-a așteptat, l-a așteptat pe Părintele să aducă vestea cea bună și Părintele Stareț într-o zi frumoasă de primăvară, când binecuvântat doar păsările cerului și îngerii din biserică, pentru că oameni nu erau atunci. Părintele Stareț a adus în Dealul Mare prin glasul păsărierilor, prin glasul clopotelor, vestea cea bună a omenirii, că Măicuța Domnului a deschis brațele și ne așteaptă pe toți să luăm mântuire în acest loc dumnezeiesc. Cât de frumos au trecut de atunci 29 de ani. 29 de ani de jertfă, 29 de ani de iubire în Maica Domnului, iubire prin jertfă. Pentru că nici viața Maicii Domnului nu a fost atât de ușoară cum am crede noi. Și ea a fost prigonită. Și ea a fost ulită de către evrei. Așa și Părintele, ca iubitor al Maicii Domnului, a fost prigonit în acest deal. A fost judecat de către oamenii cei răi. Dar Măicuța Domnului l-a întărit și i-a spus, și eu am fost prigonită, și tu vei fi prigonit. Radă și vei vedea binecuvântările Maicii Domnului în acest deal. Și iată, pe 29 de ani, cum vă spuneam, de jertfă, de sudoare, de muncă și poate de bucurie, iată ce am găsit noi aici astăzi. Un sanctuar dumnezeiesc, un loc rupt din frumusețea Raiului.
Un loc unde crinul dumnezeiesc a raiului a înflorit și a răspândit mirosul. Locul Maicii Domnului, locul omului care urcă către cer, în popasul duhovnicesc al crucii. Măicuța Domnului este aici stăpână, Măicuța Domnului, prin jertfenicia și iubirea Părintelui Stare, se ne primește astăzi luminat, frumos, în miros de bună mireaspă duhovnicească a Raiului, ne primește aici să aducem slavă și mulțumire și ca și copiii Maicii Domnului să o înconjurăm cu dragoste și Părintele Stare să-i mulțumim pentru răbdarea, pentru jertfa care a depus-o pentru noi, lângă icoana Maicii Domnului, ca noi astăzi să beneficiem de binecuvântările, de minunile Maicii Domnului din Dealul Mare. Locul dumnezeiesc, cu frumos a scris scriptura, în care se urcă mai ușor cu sufletul decât cu piciorul. Locul dumnezeiesc în care ne întâmpină drumul crucii, pe care trebuie să urcăm, este plus întâmplător. Dar să ne arate că prin drumul crucii și pe calea crucii ajungem la Măicuța Domnului, la binecuvântarea ei. Acei bisericioși, bucurie mare să aveți azi în suflet că Măicuța Domnului v-a ales. V-a ales și v-a adus să vă bucurați împreună cu ea în acest loc dumnezeiesc. Să vă bucurați împrejurul Părintelui Stareț și să-i mulțumiți pentru răbdarea, jertfa care a depus în acest loc, doar Măicuța Domnului să răsplătească cu zile îndelungate și o sănătate, să ne primească în său suflet mare, bucovinean, pe toți cei care iubim pe Maica Domnului și urcăm cu sufletul Dealul Mare a Harisburg. Dumnezeu să primească Sfânta Dumnezească liturghie de astăzi, Hristos Dumnezeu, să vă răsplătească tuturor după râmna, credința, evlavia frăților voastre. Nu știu cum aș putea, în puține cuvinte, să mă împărtășesc bucuria de ieri, de astăzi. De ieri mă refer la slujba arherească care am avut-o cu mare binecuvântare noi toți, Sfânta noastră mănăstire, toți credincioși și pelerinii care au fost la Sfântul Maslu, la săvârșirea Sfântului Maslu către preas, Sfințitul Părinte Episcop Calimin Botoșeneanu. Ieri, o zi binecuvântată și pentru mine personal, precum bine știți, cei 29 de ani de preoție, astăzi, în această sfântă, binecuvântată zi de prăznire a Preacurate Maicii lui Dumnezeu Buna Vestire, prima zi de Sfânta Dumnezească Liturghie. Dacă mă reîntorc în trecut, la anii care au trecut, în această sfântă binecuvântată zi, unde am dat binecuvântare de liturghie, prima mea liturghie făcută în această sfântă mănăstire, unde este monumentul istoric, cum bine spunea Părintele Dumitru, de față și în ograda mănăstirii, îl lăudau pe Dumnezeu în graie lor, în cântul lor, păsările cerului, fiindcă n-am avut pe cine binecuvânta. Mă uit astăzi la lucrarea lui Dumnezeu, la darul lui Dumnezeu, care le-a revărsat asupra Sfintei Mănăstirii noastre și asupra mea personală, aș putea spune, fiindcă când am intrat în acea cetate părăsită, timp de 33 de ani, primul meu gând a fost și în cerere tare la Bunul Dumnezeu să recunosc că am cârtit. Și am gândit ce voi face eu în acest loc părăsit, în această cetate părăsită și unde voi sluji, fiindcă bisericuța de altfel arăta ca după război. Vă închipuiți 33 de ani,
S-a făcut câte o liturghie, să spunem, la un hram, în ograda mănăstirii, dar locul arăta cum arăta. Dacă prea milostiva Maica lui Dumnezeu m-a orândit și m-a blagoslovit să redeschid și redeschid acest monument istoric, iată mâna lui Dumnezeu, a Maicii lui Dumnezeu, putem vedea cu ochii noștri cât de frumos a lucrat Măicuța Domnului, care ea a fost și ea a străjuit această cetate veche, acest monument istoric, acest sfânt așezământ. Așa de frumos l-a ocrotit și păzit până s-a redeschis după Revoluție de mine nevrednicul mănăstirea Hadâmbu. Nu știu dacă permanent rog pe Dumnezeu să-mi ajungă ani să-i mulțumesc. Nu-mi vine să cred cum a lucrat de frumos Dumnezeu prin credincioși. Cum vă spuneam la început, nu aveam pe cine binecuvânta la Sfânta Liturghie. Și rugam pe Dumnezeu și pe Maica Domnului să-mi aducă măcar câțiva credincioși să am pentru cine face Sfânta Liturghie. E bine, în timp scurt, având un părinte povățuitor, Eroschimonahul Chesare, la Mănăstirea Putna, am mers și m-am plâns. Părinte, nu am monahi, nu am credincioși. Cum am să rezist eu în această cetate care a fost părăsită atâta timp? Ai credință, fiule. Are Măicuța Domnului grijă de locul ei. O să-ți aducă Măicuța Domnului și monahi, și credincioși. Și după ce am venit de la Mănăstirea Putna, luând povață și sfaturi, am continuat să slujesc Sfânta Liturghie și în predică la urmă am spus în fața celor câțiva, doi, trei credincioși că dacă Măicuța Domnului nu-mi va trimite credincioși la liturghie, înseamnă că trebuie să părăsesc locul, că nu sunt vrednic să stau în acest loc sacru. O minune a lui Dumnezeu, am început cu 7, cu 10, cu 20, cu 30. Am început cu credincioșii din comuna Mironeasa, cele trei sate de țigani care au arătat dragostea de creștin, m-au susținut și câțiva gospodari numărați pe de aici, aș putea spune, dintre cei din comună, care mi-au fost alături. Și apoi, urmat de câteva văduve din comuna Voinești, care m-au încurajat, aveți răbdare, părinte, o să vă fiu aproape, părinte, și iată, să nu vă plictisesc, cei 29 de ani de slujire și Sfântă Dumnezească Liturghie, fiind astăzi prima zi când am poposit în această frumoasă oază în Mănăstirea Hadâmbu. Lucrarea lui Dumnezeu, laudă lui Dumnezeu, nu știu dacă am eu vreun merit, dar având de vlavi la Măicuța Domnului de mic copil, când vedeam că nu am pe cine binecuvânta, pur și simplu mă puneam în fața icoanei Făcătoarei din Nunți și ceream de la Măicuța Domnului să-mi trimite credincioși și monahi. Duminică de duminică, din ce în ce mai mulți credincioși. Am ajuns să spun odată, Măicuța Domnului, sunt prea mulți. Este prea greu. Vă închipuiți, de la 2-3 din biserică, am ajuns să spun Măicuța Domnului, prea multă lume, prea greu pentru această mică obște destoinică, care, știți prea bine, sunt pelerini care vin pentru suflet, cum dumneavoastră poposiți deseori
în această frumoasă mănăstire a Maicii Domnului și sunt care vin pentru excursie, care tulbură liniștea monahilor, sau dormitează, nu vin la slujbe de noapte, la Sfânta Liturghie, doar pentru o imagine, pentru o fotografie, și știe Dumnezeu, nu-i judec eu, dar se vede lucrul, se vede lucrarea lui Dumnezeu care, și trăirea unor credincioși și pelerini care vin într-adevăr pentru suflet. Nu știu cum să mă împărtășesc, atâtea bucurii am să vă spun, dar e timpul scurt. În primul rând, surpriza de ieri. Cea mai mare după Sfântul Masu, Părintele Nicolae, din Basarabia. Ne desparte doar granița, câțiva kilometri până la Părintele Nicolae, care este un român pur, un român curat, care iubește România și, de ce nu, chiar dacă unde locuiește sau Basarabia este rusificată, omul lui Dumnezeu, slujitorul Dumnezeu, prin propovăduirea Cuvântului Dumnezeu, prin iubirea fraților români care ne sperăm prin același plămân, a cutreierat țara și în afară, muncind ca muncitor, aici pe mine m-a impresionat extraordinar și nu știu cum se mulțumesc lui fratele Constantin că m-a ajutat să cunosc acest preot. A muncit prin șantiere ca să facă o bisericuță credincioșilor. Ca să aibă unde sluji, de altfel. Îmi pare rău că nu știu cum se cheamă chiar comuna. Romanovka. Romanovka. Așa, lângă câți kilometri se fie de la graniță? De la Ungheni. La Ungheni, prin Ungheni. Părintele Nicolae o să vă spună puțin la urmă, dacă e drăguț. Și am ajuns la Părintele Nicolae cu un suflet curat. Nu vă spun de primirea frumoasă și se vede lucru că este un slujitor adevărat. Și surpriza de ieri, ce credeți dumneavoastră? Apare Părintele Nicolae, câțiva credincioși, câțiva fii duhovnicești, enoreași, cu o mașină și mașină ceva care nici n-am visat. Bustul, statuia Sfântului Ștefan cel Mare. De unde până unde a legat una cu alta, eu venind din Bucovina Dulce și din lângă mănăstirea Putna, unde am fost monac de Putna, iată Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a ajuns și în ograda mănăstirii Hadâmbu. Așa gândi părintele că trebuie să facă acest dar mănăstirii Hadâmbu. L-ați văzut că Sfântul Ștefan deocamdată este pus în fața Sfintei Cruci, unde vom primi binecuvântarea în altărea Sfințitului. Să vedem unde o să-l așezăm pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Mare surpriză, ai zis credincioși. Nu știu cum aș putea să-i mulțumesc. Hristos Dumnezeu să vă ajute preacucenici pentru surpriza și darul, care pentru prima dată când primești un dar în 29 de ani, de preț mult. De foarte mult preț pentru mine personal. A doua bucurie este că îmi revăd ucenicile de la Maramureș, care, dacă vă readuceți aminte, fiii mei duhovnicești, aceste gospodine au urcat dealul mare ani de zile. Ani de zile și ne-au ajutat mai tot timpul. Sunt foarte trist că din ele au început să mai lipsească. Le-am spus eu odată, va veni timpul când de la 7-14 autocare veți veni un autocar, un microbuz. Nu mai spun că veți veni și cu mașina, mă tem să spun acest cuvânt. Acești gospodari din Borșa sunt singurii care au făcut o monografie care numesc Mănăstirea Hadâmbu Atosul Moldovenesc. Așa îl numesc aceste grădincioase. Iată portul lor frumos care prevestește o primăvară frumoasă, culorile vii din portul național, dragostea lor de credincioase care cu glasul lor frumos o laudă neîncetat pe Maica Domnului. Când vine înconjurând biserica și cântând pricesne
și cântarea care ați auzit-o și astăzi. O să ne mai încânte probabil cu o cântare. Le mulțumesc în primul rând că s-au gândit să ne bucuri în această sfântă binecuvântată zi. Dacă nu mă înșel, vin și la Înălțarea Sfintei Cruci an de an. Știam că vin permanent. La unul din ramuri, la 8 septembrie. Și iată că a găsit de cuvință să fie și la bucuria mea de astăzi, la această mare sărbătoare pentru noi toți creștinii ortodoși de pretutindeni. Vă mulțumesc, surorilor, și Preacurata Maica lui Dumnezeu să vă înzestreze în continuare cu darul Duhului Sfânt, să o lăudați, să-i cântați Maicii Domnului, până veți pune mâinile pe piept. Din casă ne apropie de Dumnezeu. Cântările acestea, să nu uitați, care pentru unii sunt laice, a adus foarte mult popor la Hadâmbu. Cânt aici de când am venit. Sunt parohii, sunt sate unde pune CD-ul cu cântările care le cânt aici și chiar părinți care pun după slujbă aceste frumoase cântări care sunt înălțătoare. Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat. Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul. Ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat sufletul. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Împăcați cu Dumnezeu și hrăniți cu Fiul Său. Împăcați cu Dumnezeu și hrăniți cu Fiul Său. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Întorcându-ne spre casă, te mărim fiica aleasă. Întorcându-ne spre casă, te mărim fiica aleasă. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Încălziți de-a Ta iubire, noi plecăm de la mănăstire. Încălziți de-a Ta iubire, noi plecăm din mănăstire. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință. Și
bucurie. În inim ducem tărie și cerească bucurie. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Niciodată nu-l uita, Marie, dragostea ta. Niciodată n-om uita, Marie, dragostea ta. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Nici pe cei rămași acasă. Nu uita, Maică miloasă, nici pe cei rămași acasă. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Dragoste și pocăință. Tuturor le dă credință, dragoste și pocăință. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Măicuță, să
adâmbul este atosul nostru, atosul nostru românesc. Venim de peste 25 de ani la această sfântă mănăstire, cu mic, cu mare, cu tânăr, cu bătrân, chiar dacă erau vremuri grele, împreună cu cei de la conducerea orașului, de la primărie, împreună cu toți cei care o iubesc pe Maica Domnului, ne-am îndreptat pașii când aici era numai mănăstirea veche, mănăstirea nouă era numai zidită și astăzi ne bucurăm că a prosperat, că avem lucruri atât de frumoase de văzut și ne găsim pacea și liniștea în acest colțișor de rai. Venim acasă la mănăstirea Adâmbu, îi așteptăm pe Sfințiții Părinți în zona noastră și un dar deosebit de mare a fost în 2002 când la inițiativa Preasfințitului Iustin Maramureșanu ni s-a cerut să alegem un sfânt al orașului Borșa. Noi fiind aici de multă vreme prieteni sau copii de suflet ai părintelui Nicodim Gheorghiță, i-am cerut sfatul și i-am avut prezenți pe părintele Arsenie și alte persoane din zona aceasta la marea sărbătoare a constituirii a eliberării actului ca Sfântul Gheorghe să fie Sfântul protector al orașului Borșa. Pentru că, se știe, Bogdan Vodă a trecut munții Maramureșului spre Moldova și noi ne socotim frați de la Dragoș Bogdan și urmașii lui Ștefan cel Mare, poate că și statuia lui Ștefan cel Mare de aseară nu este întâmplătoare, pentru că avem sânge. Moldovenii și maramureșenii au sânge de români adevărați. Vom păstra credința și portul atâta cât bunul Dumnezeu o să ne învrednicească. Să știți că fiecare simbol de pe cămașa populară are semnul Sfintei Cruci, acoperișurile bisericii ne îndeamnă spre Doamne ajută, iar partea de jos a motivelor florale, a motivelor geometrice de pe costumul popular, veurile cu vârful în jos, însemnând mulțumim Doamne Iisuse Hristoase că ne-ai învrednicit să ajungem la o asemenea zi. Ne bucurăm și socotim pentru totdeauna țara noastră întreagă și am dorit din tot sufletul și românii de peste Prut să fie primiți cu drag acasă, așa cum am venit noi maramureșenii. Mai au cum conducerea statului nostru să mai facă vreo 30 de kilometri de șosea pentru a lega Maramureșul de Moldova și sperăm că Măicuța Domnului o să fie alături de noi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Maica Domnului? Maica Domnului este mama noastră, tot puternică și un exemplu pentru toate mamele, pentru tot ce înseamnă femeie în lumea aceasta. Încercăm să îi păstrăm modelul și să ne rugăm să o avem protectoare zi și noapte, pentru că de aceea ne găsiți aici la peste 25 de ani, chiar dacă părul a albit, nădejdea ne este la Măicuța Domnului și la toate rugăciunile pe care ne-au ajutat în viață și ne ajută. Suntem din Borșa Maramureș, grupul de 50 de persoane, venim de peste 25 de ani aici la Măicuța Domnului să o cinstim, că ea ne ajută întotdeauna la ce ne aflăm și în ispită și în tăiete și ne ridică. Și astăzi a fost părintele, a împlinit 29 de ani de când a făcut Sfânta Liturghie prima dată. Și mulțumim să se poată ruga să-i dea Dumnezeu Măicuța Domnului sănătate multă, să roage pentru noi păcătoși și să mai putem veni la Măicuța Domnului. Cu spor și cu bună voință. Doamne ajută! Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest loc, icoana Maicii Domnului și ce găsiți în acest loc? Aici ne găsim mângâierea sufletului, a familiei, înțelegere, ne rugăm pentru toată lumea, pentru familia noastră, copiii noștri, tot să fie bine, liniște și pace în lume. Ne-am vindecat de aici, de la icoana Maicii Domnului. Multă lume s-a vindecat.
în prezent eu și bărbatul meu de aici ne cunoaștem foarte bine cu ajutorul medicilor, într-adevăr, dar la Maicuța Domnului orice am cerut mi s-a îndeplinit. Și aș ruga toată lumea să poată ajunge să se roage, toate icoanele făcătoare de minuni din țară, toate icoanele Maicii Domnului făcătoare de minuni, dar parcă ca astea aici la Dâmbuz mai făcătoare de minuni. Eu am fost pe timpul când am văzut, când o plâns icoana Maicii Domnului în 2003, pe noaptea la ora 12, când s-au început ăsta, rugăciunile de noapte. Era plină curtea și a început să plângă Maica Domnului cu el. Și de atunci am venit mai des. Și multă lume și-a găsit vindecarea. A sufletului, a trupului, că astea sunt principale. Și trebuie să ne rugăm într-una, că dacă nu ne-am ruga, la Maicuța Domnului ne-a pierde. Să nu ne dușmănim, să nu se ură între noi, asta-i. Cum vă amintiți prima venire a dumneavoastră aici la mănăstirea Hadâmbu? Când am venit prima, am dormit pe jos, era cheliile alea ce au ars, că eu am fost și atunci și eu am participat, am strâns de la Boșenii din Maramureș, am urcat cu un tir și cu remorcă, după el cu lemn am adus, ajutoare, nu a fost ce să mai mănânce, nu au avut nimic, le-au ars hainele, le-au ars tot, că noi am știut de la început cum a fost aici. Și dormeam pe jos, n-am cârtit nimic. Mi-a părut bine că am putut ajunge până aici, la distanța, că e 360 de km de la noi, de la Maramureș și Borșa. Și acum când văd că ce-o făcut Maicuța Domnului, am venit când a fost părintele stareț în căruț, eu am avut accidentul, vai ce am plâns și tot. Și uitați că Maicuța Domnului acum a făcut ăsta, niște minuni. Nici nu-mi vine să cred ochilor, nu-s vrelnică să mulțumesc Maicuții Domnului. Ce minuni a făcut pentru noi păcătoși. Doamne, ajută-ne, Doamne! Ce simțiți când ajungeți la Sfânta Aici Icoană? Aici mâncar sufletește când vin. Atâta mâncar, că atâta energie primesc. Vă dați seama de când am venit că am făcut parastaj după morți, am făcut mâncare, am adus la grup, am dat tot. Și o săptămână am lucrat zi și noapte, dar nu m-am simțit așa obosită, în liniște, așa o liniște sufletească, ai, Doamne. Ce simțiți când vă așezați în fața Sfintei Icoane? Vai, că așa parcă îmi trece niște fiori între, din vârful capului până mă pe picioare și încep să plâng. Atât încep să plâng, că nu știu, păcatele mele, cred că ăsta, Maicuța Domnului, cât o plâns pentru noi, măcar și noi să putem să plângem. Cum sunt oamenii din grupul? Cu toții veniți, cântați aici, vă simțiți duhovnicește, simțiți o putere deosebită? Toți, eu am adus atâta lume aici, am venit când am venit prima dată și după aia atât am venit și le spuneam, era foarte greu de adus oamenii la mănăstire atunci, că era lumea bine și tot și măi, haide să mergem să rugăm la Maica Domnului, că n-avem bine, să ne așteptăm rău și tot. Și asta și putem și îi convingem. Și veneau, când veneau aici și când mergeau acasă, așa de liniștiți era și tot. Și vin într-una, că așa cum avem mai nouași care vin pentru prima dată. Asta și vă spun, sunt păcată cu sufletul că pot să aduc pe cineva la Sfânta Mănăstire. Asta și vă spun, e tare bine, lumea își cunoaște când vine aici, așa încărcat. Într-adevăr că intrăm și la Sfânta Paraschiva, la Sfântul Nectare, venim cum în traseu. E traseu de două zile, e greu, e departe, nu, știți cum e. Dar foarte bine ne simțim când venim aici. Cum vă primesc cei de acasă când veniți aici? Vai de mine, că nu știu, că numai telefoane vorbim cu ei și cum e, că noi care am fost, am venit și cu soții, și cu tăt, și știu, și copiii, de exemplu, eu toată familia mea m-a dus cu nepoți, cu ăsta, știu despre ce e vorba. Nu știu cum să ajungem apoi la ei, că să le putem duce și un pic de har acasă și tăte. Ei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem ajunge și să mai putem veni, iar să venim să facem calea Sfintei Cruci pe 14 septembrie, așa atunci e o minune. Am fost chiar de la început, de când s-a sfințit prima, de s-a făcut calea Crucii. Și foarte bine ne simțim. Vă spun, nu mai, n-am cuvinte de mulțumim Maicii Domnului și Bunului Dumnezeu. Să ne poată ierta și să ne ție mult și bine pe pământ.